Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Ion Țiriac, înțeleg că a fost invitatul emisiunii prietenii lui Ovidiu. Lui Nea Ovi. Nea Ovi, da. Domnul Ovidiu Ionițoaia are emisiune, înțeleg, prietenii lui Ovidiu. Și s-au întâlnit dânsii acolo și au vorbit așa. Vechi prieteni, da. Nu știu dacă s-au întâlnit la Cismigiu, pe băncuța Cismigiu la șah, la șahi sau nu știu unde s-au văzut, dar am citit o transcriere și au vorbit despre multe lucruri. Și despre războiul dintre Ucraina și Rusia și despre cum domnul Țiriac n-a apucat să-l întâlnească pe domnul Putin. Iar aici vreau să spun că am un avantaj în fața domnului Țiriac. Eu l-am întâlnit pe domnul Putin. Unde l-ai întâlnit? Da, la Kremlin. La Kremlin, serios. Hai că acum începem să aflăm lucruri. Ia ziceți, ce făceați la Kremlin? Cu ce ocazie? Scopul și durata vizitei. Cu tovarășul Iliescu. Eu eram într-o vizită. Când eram prin anii 2000 și ceva, eram jurnalistă. Mă rog, aveam și acreditare la Cotroceni. Deci Iliescu se știe cu el. Da, se știe, da. Și asta e, s-a făcut vizită și a fost o întâlnire la Kremlin. Bă, cum ar fi, Doamne ferește? Nentul Putin. Zi, iartă-mă. Da, a apărut nentul Putin, care este, ce să spun, pe vremea aia era un uscat, mic, uscat, dar acum, serios, avea... N-avea masă. N-avea masă, da. Da, da, da. Nu trăgea de fiare. Mă, avea un magnetism, ceva, adică, în momentul în care a intrat în încăpere, a înghețat aerul, așa, cumva, știi? Foarte ciudată senzația. Deci, neplăcut. Ok. Da. Da, eu am fost acreditat multă vreme la Cotroceni și am făcut multe deplasări de genul ăsta. Sunt, cred că e unul dintre puținii lideri politici pe lângă care am stat, care avea genul ăsta de prezență, știi? Și care cred că o și are acum. Mi s-a părut de atunci un tip foarte periculos și neplăcut așa. Încă o dată, am simțit că se răcește aerul. Deci, în caz de ceva, Doamne ferește, putem conta pe domnul Iliescu. Dacă, Doamne ferește, începe ceva, îl sună Iliescu. Băi, Vladi, mă țin de când am fost Petreanu la tine. Erai un băiat așa, fricăjit. Da. Vladi, acum... Vladi, Vlad îl cheamă și pe... Da. Hai, potolește-te, te rog eu. Da, deci revenind la domnul Țiriac, iată, îl întreabă Neofi, l-ați cunoscut? Îl întreabă pe domnul Țiriac. L-ați cunoscut pe Vladimir Putin vreodată? Și răspunde... Țiriac. Nu. Știți foarte bine că Putin este președintele de onoare al Federației Internaționale de Judo. Era. Da. Nu mai este, acum mă rog, în fine. Eu și Năstase, adică Ilie, nu? Da. Trebuia să mergem să luăm ceaiul cu el la Viena acum 4-5 ani. Dar eu a trebuit să plec să-mi văd familia și nu l-am cunoscut pe domnul Putin. Deci eu zic că i-a trecut ceaiul pe lângă ureche. Când iei ceaiul cu Putin, nu știi niciodată cum se termină. Țiriac trebuia să se vadă cu Putin și a zis ai așa că... zice dânsul. Da, mă, era mă duc să-mi văd familia. A zis, băi, nu te spăra, nu mai e bine. Cred că a aflat că trebuie să plătească ceaiul acolo. Și a zis că nu se bagă. Și Neovi le întreabă pe Țiriac. Da, pe Trump. Și el zice, care Trump? Președintele țării sau omul de afaceri care mânca cu noi la masă și beam bere la Forest Hills? Când era Forest Hills, adică US Open, mâncam cu Trump un hot dog și beam o bere. Și întrebarea mea este aici, deci Țiriac zice, păi ne băteam pe burtă, asta e treaba, da, da, adică da. Mâncam hot dog de un dolar, presupun, și bea bere de aia proastă, cred, americană. Cred la... Avea card cu discount. Da. Băi, cine plătea totuși? Cine plătea între Trump și Țiriac? Eu asta aș vrea să știu, cine plătea acolo la ai, hot dog? Cred, gazda, cred. E tare aia cu Navratilov, ai văzut? Da, zice așa. Domnul Trump mi-a demonstrat odată ceva. Zice Țiriac. Martina Navratilova, adică a fost mare campioană de tenis, la un moment dat voia să cumpere un apartament în Trump Tower. Trump Tower este un mega kitsch din Manhattan, New York, de la auriu, nu știu ce. S-a filmat și ceva din Home Alone. Home Alone, da. Bun. Și mă sună Navratilova pe Țiriac. Zice, Ion, 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 dă-i un telefon lui Donald. Așa a dat numele lui fisul. De la scena asta. El a strigat aia Ion 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 și a zis, mă, ce bine sună. Cum am un băiat, o să-i zic Ion Ion Ion. Ion Ion Ion, de un telefon lui Donald? Da. Azi sună-l tu pe Donald. Și el zice, măi Martina. Măi Martina, măi fată. Ce asta este faza. Măi Martina. Păi și tu ești cine ești, zici să-i dau eu telefon. Să-mi fac obligații. Da. Că aici nu-i convenea lui. Da. Dar i-am dat un telefon lui Donald și n-a răspuns Daisy. Și zice, în 20 de minute i-a oferit lui Navratilova 25% reducere să-și cumpere apartamentul. Așa l-am cunoscut pe domnul Trump. Deci dacă vreți să vă cumpărați ceva proprietate de lux, da, vorbiți cu domnul Țiriac, în câteva minute se obține discount. Da. Ion, 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 hai te rog, sună tu aici la unde sunăm noi.
Da. Și a sunat și după aia a rămas cu asta în cap. Și mamă, dacă aș avea un băiat, aș zice Ion, Ion, Ion. Și probabil așa a și vrut, dar s-a insistat, tu e cam mult totuși. Poate are vreun nepot. Să rămânem cu Ion, Ion. Da, chiar, dacă are un nepot, o să-i spun. Sigur are Ion, Ion. Doi nepoți, cel puțin, dar nu știu cum îi cheamă. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.